Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. În iunie, berbecul va fi adesea surprins de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Latura romantică a relației va lua un curs complet neașteptat. Într-un fel sau altul, la începutul verii, tendințele de schimbare iau amploare, vestind multe perspective și șanse. În plus, Jupiter, care este responsabil pentru noroc, se va stabili acum în constelația berbecului, contribuind la implementarea treptată a ideilor principale și a planurilor la scară largă. Și în acest sens, cea de-a doua decada a lunii iunie este cea mai favorabilă, când chestiunile importante de muncă vor decurge cu mai mult succes. Este posibil ca cei mai norocoși și mai intenționați berbeci să poată obține rezultate demne în această lună alții vor crea cu siguranță teren fertil pentru stabilizarea anumitor situații. Între timp, în iunie, Marte va fi plasat în prima casă pe astrograma ta natală. Aceasta înseamnă că se activează tema activității profesionale sporite. Încearcă să nu te enervezi pe toate dintr-o dată, pentru a nu avea probleme suplimentare. Și de asemenea, nu ar trebui să grăbești evenimentele în viața ta personală pentru că, Așa cum se spune, totul are timpul său. Dragoste, berbecul trebuie să se uite mai atentă la împrejurimile lui. Asta nu înseamnă că trebuie să cauți dușmani, ci din potrivă, aruncă o privire mai atentă la cei care te tratează bine. Poate nu știi că ți-ai găsit deja fericirea. Dacă vrei o relație lungă și armonioasă, atunci construiește-o cu oamenii pe care îi cunoști deja, care sunt atestați în timp reprezentanții unei familii vor trebui să rezolve probleme de lungă durată care i-au chinuit foarte mult. Poți fi sigură că rezultatul va fi favorabil. A doua jumătate te va sprijini în orice demers. Relațiile reci vor fi înlocuite cu o adevărată idilă. Invită cealaltă jumătate la o întâlnire, discutați probleme care au fost de multă vreme o îngrijorare. Inițiază treburi plăcute care sunt asociate cu mutarea sau cumpărarea unei case. Sănătatea. Dacă te simți rău, atunci nu neglija tratamentul, chiar și simptomele inițiale vor necesita îngrijiri de urgență. Nu ai timp de pierdut cu tratament, așa că ai tendința de a întârzia bolile. În iunie, vei fi predispusă la migrene, dureri de cap, insomnie și diverse tulburări neurologice. Cele mai multe dintre aceste simptome vor fi cauzate de surmenaj. Fără îndoială, aceste lucruri îți va afecta starea de spirit. Asigură-te că faci o întâlnire cu un neurolog și rezolvă această problemă. Pentru cei care se epuizează emoțional la serviciu, va exista șansa de a-și lua o vacanță și de a se relaxa. Este recomandabil să faci aceste lucruri departe de metropolă. La sfârșitul lunii, Riscul de accidentare va crește, cel mai vulnerabil organ al tău va fi capul, vei putea fi lipsite de prudență, ceea ce va duce la diferite lovituri și abraziuni. Deocamdată, nu te implica în sporturi potențial periculoase, banii, berbecul va fi foarte inspirat de munca sa, vei avea doar o mulțime de idei pe care vrei să le arăți șefilor tăi, trebuie să eviți limbajul dur la adresa cuiva. Urmăreșteți cu atenție emoțiile, cineva te poate înțelege greșit, pentru a nu-i pune pe toți împotriva ta, fii mai calmă și mai binevoitoare, liderii trebuie să-și înțeleagă mai bine subordonații, în iunie, va trebui să arăți prin exemplu cum să lucrezi corect pentru a obține rezultate, aminteșteți că munca în echipă îți va aduce succes mai multă decât de una singură problemele financiare pentru Berbec vor rămâne destul de acute. Acum ai nevoie de bani pentru unele nevoi urgente, dar amintește-ți că vei câștiga banii cu efort și că trebuie să distribui corect venitul pe care l ai. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!